Băieți, bine ați venit la continuarea episodului. M-a sunat, am avut o ceartă cu cineva într-un pecu și m-a sunat un domn și mi-a spus, băi, hai să ne întâlnim. Din ce știu eu, ceva pe la sindicat, așa că contactul. O să-i trimitem o locație și așteptăm să vin aici, bă, chiar o să-l sun. Contactul. Ce faci, mă? Cine? Ciocat. Băi, am primit locația acum. Să trăiți, bine, vă aștept, sunt sus aici, pe parcare. Acum, mă, primit locația. Vă aștept. Ce faci, mă, cu bărea? Bă, încearcă să nu mă faci de râs. Bine, bă, uite cum o să pun înapoi în mașină. Doamne ajută. Dacă ai putea să rămâi și tu acolo. De ce nu fi și el îmbrăcat, mă? Oare? E ciocat. Da, e un băiat foarte de treabă. Bă, auzi ciocată ce se aude, ia. Ce se aude? Te strigă berile, mă. Te strigă berile, nu verile. Trag nuvelele. Uite ce frumos se vede în spatele meu aici. Bă, dacă întreabă ceva, tu e șoferul nostru. Ce repede s-a scos. Ce-o zis? Bă, primeți mail de la primăria noastră, cea dragă, Haos. Ce zice? Mi-am băgat mail-ul aici. Știi cum mi-am pus mail-ul, nu? Mm. Ia coi un gingi. Dar de ce ai băgat mail-ul? Nu știu. Deci mesajul automat privind pe ideul, am înțeles. Taxe, 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 peste tot mă taxe. Eu n-am băgat, înseamnă că n-am taxe, nu? Dar chiar așa, păi. Nu bagi mail, nu ai taxe. Zici? Chiar scrie asta. Păi nu. Să trăiți. Să trăiți, domnul. Să trăiți. La rog, voi. Seara. Am sigur că așa e. Domnul Bebe, am datoria de a vă anunța că au început afacerea cu armurile, iar noi suntem familia care va procura armuri și va vinde celorlalte familii. Și a trebuit să vă anunț personal chestia asta. Am înțeles. Și noi putem lua doar de la voi, nu? Doar de la noi, da. Am înțeles. Și care este prețul? 10.000 per armură. În funcție de cât de mult cumpărați, așa vor veni și reducerile, vă dați seama. Am înțeles. Dar prețul per bucată este de 10.000. Am înțeles, domnul. Momentan, așa că, da, dacă aveți nevoie, aveți numărul meu, mă sunați. Perfect. Stoc aveți mereu? Stoc avem nelimitat. Wow, ok, atunci că noi suntem mai spontane și ne trezim că vrem să facem ceva, avem nevoie și da, atunci da, sunăm și... Exact. Perfect. Mulțumesc de... la telefon să nu fim interceptați. Da, da, mulțumesc că m-ați anunțat, m-ați chemat. Da, voiam să vă mai întreb, domnul Bebe, știți pe cineva din Vagos, aveți numărul cuiva? Eu l-aveam pe lui Modesto, dar aparent nu mai e între noi. Nu cred, sincer. Aveam numărul... Era un domn Nazario. El era capul familiei, dar n-am numărul lui. Nu, no, nu l-am, din păcate. Sau am dacă înțeles. L-am, nu știu. Am înțeles. E bine, știam un domn din... Doar la familie. Dacă vă mai întâlniți cu cineva, puteți să le lăsați o vorbă de mine, de contact. Păi da, eventual îi spun să vă contacteze. Sau așa, da, e bine și așa. Vă caută și discutați cu ei, perfect. Perfect, bine, domnul Bebe. Au zis, ce vreau să vă întreb, cât prinde BMW-ul? Ăsta, X7, ăsta al meu? Aha. Se duce până în 500, de ce? Se duce? Se duce. Atunci e bine. Nu e instant, dar se duce. A, e bun atunci, că eu astăzi am reușit să-l tunez pe acesta. Mi l-au făcut băieții la început, la service, se ducea 300. Știți cumva cum îl cheamă? Mi-a spus băiatul, dar am uitat cum îl cheamă. Ceva cu Dan, cred? A,
păi trebuie să mă sunați pe mine, domnul Bebe. Am multe contacte în oraș. V-aș fi trimis direct la domnul Antonio. El este cel mai bun șofer. Și din ce pot să văd la X-ul dumneavoastră, roțile nu sunt bune. Păi tot ceva de genul am avut. Vedeți diferența? Uitați-le pe ale mele. Păi tot ceva de genul am avut și eu și le-a schimbat mecanicul, nu știu de ce. Păi aia, dar acum prinde destul de repede 500, adică... Da? Zboară? Da, bine, e obișnuit de la 350 la 500. Odată ce ajunge la 500, ține constant 500, adică e... Da, da, păi atunci e bine, da. Știam doar că roțile nu trebuie schimbate la mașina asta. Dar eu voiam să, na, mă gândeam că poate nu știați de... Și tot mergeți cu ea la fel ca mine, la 350. Nu, 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 nu. Atunci am zis, îl cunosc pe Antonio, este ceva șef pe acolo, dacă nu mă înșel. Și e cam unul dintre cei mai buni mecanici. El deține parcă țelul de mecanici, dacă nu ține. Da, așa, ceva de gen. Nu știu dacă nu el, el are și el un X7, nu? Are și un X7, are mai mult el, da. Cred că el l-a făcut, nu știu, un băiat cu ochelari. Băiatul care azi dumneavoastră nu era, ăla era un om bun de-a lui. Am înțeles, da, ok, atunci. Să vă las numărul lui? Nu, o las așa, nu mai... Domnule Bebe? Da. Cât consumă mașina? Păi am înțeles că consumă destul de mult. Și cât de des îi faceți plină? Nu, prea fac sincer. Nu am lucruia atât de des. Cât vă costă plină aia? Nu, și că nu prea mă uit la bani atât de mult. Am înțeles. Domnul de aici face. Trebuie să folosiți mai des, domnul Bebe, că e o mașină superbă, mi-o place foarte mult. Păi acum, probabil că va fi folosită mai des, mergând și un pic mai bine. Bine, nu vă mai rețin de treabă. Mai știți și cumva o întrebare, dacă știți și alte familii se mai ocupă cu altceva? Și alte familii? Sau numai dumneavoastră sunteți primii gen cu care se ocupă? S-ar ocupa ceva? Ei, nu știu, dar nu le știu afacerile tuturor acum, vă dați seama. Cu ce anume? De ce mă întrebați? Nu, eram curios să întreb, na, de vagos de... Păi nu, mai mulți. De ei nu știu absolut nimic. Noi am avut o perioadă în care n-am putut să facem nimic, am avut probleme cu case, suntem la a treia casă. Și abia acum am reușit și noi să ne punem pe picioare. N-aveam unde să ne adunăm, n-aveam unde să ne strângem și... Am înțeles. Da, nu, n-am. Dacă aveți nevoie de arme sau armuri, puteți să mă sunați. Dar altceva... De fapt, și altceva. Dacă aveți nevoie de țigări sau de droguri sau așa, puteți să ne sunați. Perfect atunci. Facem rășit de alea. Restul familiilor, nu știu, nu vreau să vorbesc prost, să-mi aud vorbe, să... Întrebați-i dumneavoastră direct cu ei. Am înțeles, sigur, sigur, mulțumim. Sigur. Cu drag, domnul Bebe. Bine, nu vă mai rețin, vă las. Să trăiți, o zi bună în continuare. Dacă e ceva, ne auzim la un telefon, da. Da, da, să trăiți. Să trăiți, salut băiți. Sănătate. Salutare. Care faza? Arată destul de urât roțile astea. Sunt prea subțire așa pentru uita mai mașina. Nu mi se pare că e rău. Bă... Da, tu nu te ascunde râs. Bă, știi de ce râdeam? Noroc, dar te-ai abținut ciocată, a fost greu pentru tine. Nu l-ai văzut pe ăla de mă întreba cât consumă mașina. Așa. Ăla era de la Dumnezeu, tu un peco. A știut eu că ceva. Hai, tati, ce-i faci? Da, vezi că și eu am Dumnezeu cu unul acum. Tot cu unul din ăsta, dintre ei. Da? A intrat direct în mine, m-a luat direct pe sus și mi-a răsturnat mașina, m-a făcut căcat, m-a făcut. Am lăsat mașina acolo. Dar mi-a dat banii. Băi, eu i-am zis lui ăsta, gen, zic, bă, m-a înjurat omul, nu i-am zis mic că m-a înjurat că am intrat în el, dar după ce m-a înjurat, a făcut crescut și prețul, știi? Și atunci i-am zis. Ce ai făcut, mai crescut prețul? Băgam, ia și un peco tău și fac și drag și să-ți iau peco-ul. Mamă, i-am zis de toate, când am plecat, am și împins un pic cu mașina în el și l-am și scuipat. Rău. Hai să mergem și noi. Bine, mai mult aici și așa, că n-aveam treabă cu el. Hai, ar vrei să speli tu mașina asta, că arată voi. O spălăm? Hai să o spălăm aici, la... În dreapta undeva. Ăla acum a venit cu mașină curată, cu nu știu ce, noi... Bă, dar eu nu stai așa, mă scâm și în cur dacă mă mănânc. Aici era spălătorie, nu? Da. Crezi că are vreo importanță? Bă, dar se ocupă de ăsta.
Și noi de ce ne ocupăm? Veste, de cioaca. De asta am întrebat, să văd. Mai destui bani, dar cât îmi trebuie, frate? Dați-mi și mie niște bani, cea. Am 0, 0. Ciocată? Ciocată! Ce face că plouă? Că am ieșit în fața lui, dar... Bă, deci noi de ce o să ne ocupăm? Aia se ocupă de armuri, de alea și noi? De aia zic, nu știu. Trebuie să vorbim cu Mr. B. Hai să te duc un pic cu ea să vezi cum merge o mașină adevărată, Gigi. Eu de aia am întrebat, știi? Eu am crezut că ai revenit ciocat acum, este? Am ațipit un pic. Am ațipit. Mi-e cam somn. Ce s-a întâmplat? Spuneți. Ia uite Gigi cum se duce. Și e lipită de asfalt. Da, hai să dăm o liniuță. Cu ce mă să dai liniuță, mă, Gigi, mă? Cu dojo. Hai că mă întorc, pentru că ne mă întorc. Dă-i la închisoare aici în față, că e parcarea la închisoare. E garaj aici? Da. Da, doamne, să nu vină nimeni de față. A fost eu pe aici în vizită și este. Să-l ținăm pe bie, să vedem cu ce ne ocupăm și noi, fără mișto. Hai să ne vedem cu el. Oh, l-am dat cu spatele nostru pe față. N-a rost să mă vedea. No. Eu n-am mașină bună, de altfel praf o făcea pe amândoi. Hai dreapta, aici dreapta. Hai, dăm de aici. Mă auzi, Gigi? Mă auzi? Vorbește și tu tare, că nu te aud. Da, acum da, hai. Acum. 3. Dă-i. Hai de așa. Mergem până în oraș. Vezi că se ține și-a lui, ești nebun? Iacuba, mai în stânga, bă, mă auci, nu, bă! Mamă, uite, bă, dacă nu, dar numai mine, bă! Uite, mă, Gigi! E sus pe deal! Hai de capul! Hai jos, prințule, de acolo, minune, dintre la dragii tăi, dă-te jos de pe Sfântul Munte! Să urcăm noi la el? Da, păi dă-i tare pe aici. Hai să-mi dacă urcă. Hai că nu pot tare. Hai mă că ăsta BMW-ul nu-i Mercedes. Hai că urcă dacă e. Ai știu dreptate aici. Ia uite, bă, ne omoară. Bă, dar în curba acolo de noi ai dat în mine în continuu, gen. Asta are 7 vieți. Bă, pentru că nu mai reușeam să iau curba. Păi mai încetinești și tu, mai iei piciorul de pe accelerație, păi ca da, să poți iei curba. Mai izbit, mai și izbit, adică nu... Na. Hai să dăm de aici, că nu mai e curba, hai. Păi da, dar e bușită. Cu cine s-o buși, mă? Cu capul de pod. Da, uite-l pe ăsta. Cu cine te-ai bușinea, Gigi? Păi bă, dar nu pot... A făcut Gigi schema. Ce schema? Am auzit pe stație. S-a bușit? Aha. Am găsit pe aici, am fi pe undeva, cred că. E în față. Ia zi, prințule, unde ai rămas înțepenit? Eu nu pot să țin pe stradă, la 3050. 3050, unde n-ai băi 3050, ciocată n-a? La benzinărie, știi unde ai băgat benzinărie, pe autostradă. Unde, cred că unde te-ai mijlat cu aia.
Nu, am băgat. Ai trecut podul? Ai trecut pușcărie? Da. Ce m-am făcut? Am sărit peste, nu știu ce, aproape de pod, nu știu ce, m-am rostogrit, nu știu ce, fix pe intrarea aia din lateral, am luat-o pe cotrasez, fix printre alea am luat-o, cu spatele, a fost nebunie. Ține dacă e cineva pe la casă pe aici. Păi da, toți sunt la ăsta, mă, la ciupercari toți. Să intru pe stați. Nu e nimeni în casă, mă? E imposibil să nu fie nimeni pe aici. Tot să ciupercar, e bine, mă, înseamnă că muncește lumea la greu. Sunt la ciupercar, mă, tot. Hai să mergem acolo. Hai să văd și eu unde e ciupercarul ăsta, că n-am fost niciodată. Cum? Poate bag și eu să dumă prin ceva. Unde e ciupercarul? Poți să-mi pui și mie pe GPS, știi unde e? Da. În ce parte e? Spre oil. Spre ulei. Ah, păi bun, înseamnă că mă duc bine pe aici. Te ține bine, mă faci, dar te ține bine. Trebuie să umblu la, nu știu, treburile alea, că am tunat-o și nu mai pot să-mi iau curbe. Păi ți-ai dau talpă de tot? Dă-i. Nu chiar talpă aici. Că e lipită, mă, de asfalt. Aici mea n-are curbele, bă, dar a ieșit de la zăpadă. Mamă, l-am luat pe ăla cu noi, e bun. Ciocată doarme, vedea pe aici, mă, când e vorba de bani, doarme. E de o oare când faci așa. A căzut semaforul. E, trebuie să am ceva la mine ca să pot să fac la ciupea și acolo. Ce? Da. Foarte ca. Mi-a dat cineva de acolo pe lui. Sigur ai pus bine, Gigi? A, e sus deasupra. Ok, uite, sunt unii pe aici. Uite. Mamă, și noi ne-am luat-o greșit pe aici, frate, nu? Trebuia să ieși tu mai bine de acolo, nu? Nu, ce aici? Bă, ce mașină e? Bugat? Mami, asta vine cu mașina asta aici? Ce dracu e mașina asta cu aia? Nu știu, dar arată bine, ești nebun, îmi place cu aia. Băi, acu-i mașina aia, Benji? Bă, trăiască domnul Șumi. Aici, domnul bebe. Da. Merge treaba? Da, da. Are cineva o farfecă în plus? Mă scuzați o secundă, vă rog. Am eu. Dă-mi și mie o farfecă, te rog, să fac și un pic de treabă aici. Cât costă una? Nu, nu ți-o dau cu bani. A, mulțumesc. Stai că-ți dau. Aia zic. Să trăiți? Să trăiți. Da, Gigi, unde ești, băi? Învață-mă și pe mine să-ți caut și eu ciuperci pe aici. Păi, dar stai foarte că... Da. Du-te la domnul ăla de acolo și angajează-te, uite. Care? Ăla de acolo, de la casă. Uite de la aici, da, băi. Gata, băi. Ai angajat? Și acum trebuie să-ți apară. Ia, bebe, putem să facem o poză. Da, sigur că da, cum să nu facem? Ești ca viața mea. Vezi, acu' e mai ghiză. De advanse, nu avem. Gata. Mulțumesc frumos. Ne cauți acolo, vii la noi acolo, bre. Dacă stai aici, când plec, te iau cu mine. Vă salut. Salut, domnul. Am și eu, mă. Și având în vedere că sunt vorba ăla, verde. Ok. Adică, nu știu, nu-mi aș face mașină în bani. Sunt foarte secret, toți băieți. Acu' e, mă, mașina aia? Acu' e mașina, care e mașina? Nu știu. Cine știe, după aia nu știu ce se întâmplă. Care? Am întrebat și eu. Aia de acolo, Avenger.
Bă, dacă vrei sun un prieten, îi dau numărul și îmi zice după număr. Stai așa să iau numărul din spate. Ai, hai, mă, ce capera să dau în țeavă. N-are număr. N-are număr? N-are. Dă-mă cu o bubui, mă. O bubui să dea dracii dacă nu o bubui. Ce bubui? Cu privire? Ia ta mașina. Nu, mă, nu e a mea. Nu, e închis. Bă, e mișto, cu aia, de unde ai? E fain, mă. Aha. Păcat că merg. Păcat că nu e a noastră. Hai să vedem cum e treaba la ciuperci, băi, n-am făcut niciodată, ci că aici se fac banii la greu. Cam câți bani faci aici la ciuperci? Ha? Seara după 11 sau la 11, îți dă bonus, depinde. Păi zi, mergi la o tură normală din asta, câți bani fac? Vreo... Contează cât e forfeci. 2.000-3.000. Ce contează de forfeci? De da. Cât e, gen cât e ei. Dacă iei da. Foarte multe, gen de peste, nu știu, 400, te faci vreo 20.000. Oulă. Care am eu Volvo ăla verde, are 20, nu, 70 de kg în loc, în portbagaj. Dar cu întâlnirea, ce s-a mai anunțat sau? Care întâlnire? Aia, ceva de informații, a zis Mâncuța, că vrea să vorbească ceva cu noi, toți. Păi nu știu, că vrea ea. Vorbesc cu ea. Vă dau un cadou. M-auzit? Ce cadou vrei să-mi dai, băi? Hai mă, așa să nu-mi dau la băiat. Aici, până iau eu, ia vezi ce cadou vrei să-mi dai. Asta și cele mai scumpe... Ciuperci, aulu. Cele mai scumpe. Ați comit cota. Păi eu am numai din alea negre. Zico Micota. Ce alea spune? Dar astea sunt cele mai bune ce... Ce le-am dat eu acum. Ești foarte de treabă, mulțumesc. Asta-i. Gata, mă, nu mai am farfe, Gigica. Îți dau? Nu, mă, mi-ajung. Hai să mergem să vindem ăla, Gigi. Facem un schimb de mașini. Ce schimb de mașini? Uite. Păi și tu vrei să-mi dai ăla pe 7? Și o Dacia. Dacă ce vine... Am una 8. Ia Gigi! Ia Gigi, trezește-te! Fără violență. Nu se trezește. Nu se mergea că nu știu ce e mașină personală. Poftim? Țin minte că era... Țin minte după voce. Cred că tu erai. Erai cu cineva în mașină și am întrebat ce e mașina asta. Exact mașina asta. Și zicea unul din mașina la tine că e nu știu ce, că nu știu de unde am luat-o, că nu știi ce e aia, că nu-ți permiți. Bă, nu știu, e posibil, sincer. A trecut mult timp acum. Hai, Gigi, vedea-te și în pușcărie. Unde sunt? Unde vă duceți? Ce-am să vândă asta și pe aia mă miște teama. Vă putem ajuta cu ceva? Păi nu, nu, faceți bani că vine weekendul cu recrutări. Să aveți bani la voi. Știți cât bani trebuie să aveți, nu? Da. Cât? 110. Seara, că eu gen am întârziat. 110. Nu se dă nimic înapoi. Banii rămân. Pentru că dacă îți pare rău după banii ăia, nu o să poți să faci task, înțelegi? Da, știu. Cum ai fost și înainte, oficial, gen? Păi și am fost. Da, să-l iau pe Gigi. Hai, Gigi, că... Puneți-l acolo, în spate, banchetă. Păi nu știu unde să mă duc să vând astea. Hai să-l așteptăm. Nu, că știe Gigi. Ok. Mergem să vindem astea, băieți, și că la secția de poliție și de acolo mergem mai în față. Mă duc și stau acolo până revine nea Gigi. Toți băieții din mafie stai aici la treabă, băieți, recrutăm oameni pentru mafie. Vrei să intri în mafie, te așteptăm la noi pe server.
pe serverul Haos România, cel mai jmechel server la ora actuală din România. Eu încă am wanted de la poliție, nu înțeleg de ce îmi dau băieții wanted, dar asta e. Wow! Stai. Mamă, iar mă lor, dar uitați-vă și voi câți bani mi-au luat, 385, bă. 300, 400 de dolari. Uite că ceva pe la blocuri, hai să așteptăm aici să revină Nea Gigi. Nea Gigi, hello! Ia-ți unde mersi acolo și ăla? Te-ai în față, de bici. Știam că e undeva pe aici. Dă-i. Șor. Mai în față. Stânga. Și stânga aici. Prima aici și la stânga. Uite la magazinul ăsta, wallet, fabric. Prima, chiar prima. Doamne, câți bani am putut să iau. Hai, că nici nu are rău. Bă, vezi că eu am făcut 2000. Cât vrei să faci cu aici? Ha. 800 de dolari am făcut. Ha, pe 10 din alea. Ha, nu era. Dar mai, dacă mai e profitabil. Mă, hai mă să-l sunăm pe Belgia, mă, și pe ăstea. Pe ăștia. M-ai auzit? Mhm. Să discutăm și noi, să ne întâlnim cu ei, să discutăm. Bă, Coițe, hai să că vreau și noi să ne apucăm să, nu știu, să fie ceva al nostru. Ne dai ori nu ne dai. Mergem cu Sorcova, cum s-ar spune. Băiți, ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like. V-am arătat și asta cu ciupercele în acest episod. Vă așteptăm și la noi la casă dacă vreți să intrați în Mafia Curcubeu. Sâmbătă o să avem recrutări. Probabil că vom încerca și un jaf sau ceva. Vă pup și vă doresc o zi la fel de minunată ca și voi.